Panică, fum și incendiu într-un bloc din municipiul Târgoviște. Zeci de locatari au fost evacuați. Alertă de gradul 0 în această seară într-un bloc din municipiul Târgoviște. O anexă de la parterul imobilului a fost cuprinsă de flăcări și un fum negru și înnecăcios a pătruns în apartamentele oamenilor. Locatarii au fost evacuați în grabă, iar pompierii s-au chinuit mai bine de o oră să stingă incendiul. Alerta s-a dat în jurul orei 16:30. Un locatar a văzut fumul negru care ieșea de la parterul blocului și a anunțat imediat pompierii. Până la sosirea lor, fumul înnecăcios s-a răspândit rapid și a intrat în apartamentele oamenilor. Rând pe rând, 16 locatari au fost evacuați. A anunțat băiatul că e un incendiu pe scară. De la ce credeți că a pornit? Nu știu. E de undeva de la subsol? Nu pot să-mi dau seama, nu s-a întâmplat niciodată, stau de 24 de ani în blocul ăsta. A luat foc de la subsol, de la un cablu electric, după câte se pare, miroase a carton asfaltat și a cauciucuri, ce că au fost niște cauciucuri pe scara acolo lăsate. Acum, nu știu, că eu la început când am văzut, m-am îngrozit, am avut impresia că e de undeva de la 4, de unde fum a luat-o în sus și pe la uscătură a ieșit și ieșea și de aici, de la parter, și nu se mai vedea scara de niciun fel. Am sunat la 112, mi-au spus că sunt pompierii și salvarea pe drum. O foc aici la subsol și că ceva a bușit, nu știu, că era vecină de la partier la bucătărie și a auzit pârind, ardea ca ceva așa, lemne. Și atunci a anunțat pe bărbatul, pe ăștia. Dar noi am zis că e un pic de fum, dar așa în halul ăsta până la etajul 3, copiii ăia la etajul 3, nu poate să ies afară. Vai de mine ce e în casă la... E totul negru. Eram în casă singură. Am auzit un vecin și când am deschis ușa era fum rău pe scară. Am închis gazele și am ieșit repede afară. Stăteam și dormiam. M-am trezit în fum, dar și era un vecin sus la uscător și a bătut ca să-i dăm, să-i deschidem ușa. Erați singură în apătate? Cu soțul. El dormea în dormitor și în sufragerie. Prima dată am crezut că a luat foc o priză din casă. Iar după aceea, când am deschis ușa, a intrat tot fumul buzna peste mine în casă. Normal, ca oricare. Soțul meu, socrul meu suferă cu astmul. Și coborând de la patru în jos, de bine se poate respira. Eu am vrut să ies pe scară și când am văzut că... Deci am deschis ușa să cobor. Ce? Dar noroc că am rezistat, nu știu cum am rezistat. Și când am văzut că nu pot să cobor, m-am reîntors înapoi în casă. Fumul a avut timp să se răspândească în tot blocul pentru ca în primele momente pompierii cu greu să intervină. La fața locului s-au deplasat echipele de la Electrica și Distrigaz care au întrerupt curentul și gazul. Trei persoane au fost preluate de două autospeciale de la Saj Dâmbovița și o autospecială Smurt fiind transportate la unitatea primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște pentru îngrijiri medicale. O criză de broncospasm a făcut. Da? Îi acordați îngrijiri medicale? Oxigenoterapie și broncodilatator. O să-l transportați la spital? La spital, pentru monitorizare. După mai bine de o oră, pompierii care au acționat cu două autospeciale au reușit să stingă focul. Un incendiu izbunit pe această scară. Am deplasat la fața locului două echipaje cu apă și spumă și un echipaj de ambulanță. Sosiți la fața locului, am găsat tot un incendiu care se propaga cu... repeziciune, s-a dezvoltat repeziciune la parter, într-un spațiu amenajat de locatari, imediat apropierea casa scării. Au ars materiale combustibile din plastic și auto. Asta și declanșa fumul puternic, nu? Fumul puternic. Am înțeles, câte persoane au fost evacuate? Au fost evacuate aproximativ 16 persoane. Din cele 16, 3 s-a acordat îngrijiri, două fiind transportate la unitatea de primiri urgențe din Târgoviște. Care credeți că este cauza probabilă la acest moment? Este în curs de stabilire, cu certitudine, locul producerii evenimentului este la parter. La parter. Credeți că e un cablu de curent? Nu.
nu este exclus. Cauza incendiului este în curs de cercetare, dar este exclusă varianta unui scurt circuit electric.